am 25 de zile la dispoziție să construiesc un sat pe serverul play.arcanix.ro, iar înainte de a începe, pe Instagram organizez un giveaway cu 3 gift carduri de câte 10 euro pe site-ul celor de la Gamivo. Nu uitați să te înscrii și, așa fiind spuse, nu ne mai lungim, să trecem la ziua 51. Primul lucru pe care vreau să-l construiesc ar fi o statuie a unui Iron Golem în centrul satului, dar până să fac asta, m-a chemat un băiat aici sus ca să-mi arate, de fapt un vecin aici sus, ca să-mi arate bisericuța lui. Că asta e biserica, mamă, ia uite, cu pat în interior. Bă, am crezut că văd și o orgă ceva, mi-au pus două paturi în interior. Ok, arată bine, îmi place cum o reușit să o facă, atât pe interior cât și pe exterior, numai că e dubios patul ăla. Și aici e un mic, cum se numește, un mic hobbit hole, așa pe roz. Bun, hai să ieșim. Și în partea asta, încă un hobbit hole, o zis, bă, unul rotund, unul triunghi. Ok, însă drăguțe, dar îmi place mai mult acea biserică. Și văd că s-a mai pus cineva lângă mine, are o căsuță mică, un turn din ăsta. Deci aici stă Dennis Zero Kills și are câteva ferme, câteva lucruri plantate. Măi, îmi place ce are pe aici. În zona asta cine stă? Stă Dave și și-a făcut ziduri, omul meu. O zis, bă, noi ne jucăm aici, cum se numea, factions, trebuie să-mi fac ziduri, să nu intre lumea peste mine. Arată drăguț, sincer, e o combinație interesantă. Cine mai stă prin partea asta? Omul meu s-a pus, o zis, bă, eu mă pun în aer, ce să mai. Și cine mai stă pe lângă, dacă dau o tură în zona asta? O, stai că nici n-am observat, locul ăsta. Păi, ce șmecher arată, Anto. Și on, pe la 8-9, 19-01. Ah, ok, deci la 8-9 dimineața și după aia seara de la 7 încolo. Are văcuțe acolo în interior. Opa, ce drăguț e. Și un enchanting table în această parte. Păi, per total, au construit lucruri foarte șmechere oamenii. Numai eu am căsuța asta mică și în spatele meu câteva... câțiva pereți. Leonel a zis, domnule, câțiva pereți acolo să fie. Deci, da, noi doi mai săraci așa, dar urmează să ne punem pe treabă. Și atunci, aici am de trasat foarte repede un cerc, iar mai apoi să fac un mic piedestal, după care deasupra statuia golemului. Da, am început târziu că deja vine noaptea, dar nu-i problemă, mă descurc eu. Până la urmă am reușit să fac un cerc mai micuț puțin și dacă mă uit de la distanță, așa va arăta. Bine, după ce încep să-l facă lumea, va fi mult mai bun, dar asta îi mărimea. Și să dau un TPA la Vleju, pentru că mi-a dat un mesaj pe Instagram și m-a rugat să mă duc până la el pentru a-i da o notă la construcție. Nu dau note, nu închei medii, dar dau așa o fugă. Salutare, mamă! Ce-o făcut omul meu aici? Toate astea într-o săptămână? Ok, o să accept pentru că mi-a zis de la început că vrea să-mi dea și un cadou dacă tot vin pe aici, cam așa. Vai, singur? Bă, băiatule, toate astea singur într-o săptămână? Oricum, tot ce am primit acum de la el... o să donez mai departe jucătorilor care sunt la început. Bine, nu singur, în doi. Dar bă, băiatule, arată blană. Deci stai așa să-l lăudăm. Arată foarte bine zona asta. Și cum am zis, într-o săptămână. Bă, ia uite, un market acolo micuț. Câteva căsuțe. Și ia uite, în partea asta nu o să intru că nu pot deschide. Dar e și detalii, e tot ce trebuie. Eventual puțin bone meal pe aici pe acolo, niște stâlpi de iluminat. Și ăla e, ce să mai. Se rezolvă o mină aici, așa micuță. Băi, ce șmecher arată, îmi place super mult cum a ieșit. Și lăsați un comentariu în care să spuneți ce notă-i dați omului ăsta. Bine, oamenilor ăstora, lui Vleju și Beleaua. Acceptă, te rog, dar nu s-a acasă, o să dau accept când ajung. Bun, îmi place super mult. Hai să zicem nota 10 cu steluță. Ca să fie treaba. Și ar trebui să fac și eu ceva ca lumea, nu de alta, dar ia uite. Hai să vezi la interior, hai că vin.
Vin și la interior, deși am vrut să merg acasă. Mă uit la interior. Am venit. Ia uite, hai să văd și interiorul. Mamă, bă băiatule, ce fain arată. Super, îmi place super mult. Chiar se pricep oamenii ăștia, chiar au talent. Oh, și armura asta cu trimul de silence. Nice, nice. Stai să văd în backpack dacă am vrut trim. Poate ajută pe băieți trimul ăsta. Și mai sus? Stai așa, îi și aici ceva? Ah, nice, uite, îi dau ăsta lui. Și ce mai e? Opa, din partea asta mă gândeam că pot ieși cumva. Dar arată bine și uite, poți să vezi copăceii, poți vedea în partea aia. Păi, superb, îmi place super mult. Eu ieși la băieți ceva chiar ca lumea și cred că ar fi momentul să mă duc acasă. Pentru că dacă nu mă pun pe treabă, efectiv nu o să am nimic de arătat și o să zic: domnule, ia uite ce lucruri șmecheri au făcut alții și eu n-am făcut nimic. Între timp au mai apărut doi băieți pe aici și Mihai pare să fie nou. Hai că îi dăm câteva lucruri să fie acolo și două protecții. Oh, ce drăguț mi-a dat! Ia uite, două template-uri de un. Îmi place că din puținul lui îmi dă și mie, dar nu-i problemă. Ah, cred că nu mi-l-o da mie, cred că doar voia să scape de ele. Îți full. Ah, ok. O să iau săgețile atunci. Și am template-urile astea. Dacă vrei le dau înapoi. Hai, ia și chest plate-ul ăsta și eventual niște bani / pay Mihai. Îi dăm cât să fie? 25.000 să aibă acolo. Bun, frumos către nenea Mihai. Acum nu ne mai lungim cu treburile astea. Vreau să mă ocup de statuie și pentru asta voi avea nevoie de niște cobblestone și andesit, dar am dat un random tipi și am ajuns în partea asta. Numai bine că voi avea nevoie de niște teracotă albă. Am adunat câtă teracotă aveam nevoie și acum iau din partea asta niște cobblestone și andesit. Ar trebui să-mi ajungă ce am adunat până acum și mă duc acasă pentru că am de dat și o protecție. Numai să-l găsesc pe băiat, Yasuke ăsta / TPA here și îi dăm să vină pe lângă noi pentru a-i putea da protecție. Au zis: șeful, eu n-am protecție, și am zis: domnule, hai că-ți fac o protecție cadou atunci. Ia uite, o veni băiatul, hai că îi dau o protecție și să văd ce mai am pe aici. Câteva cheițe, niște târnă coape, îi le dau pe amândouă să le aibă acolo. Una, două, trei, patru și atât. Nu, mai am ceva de dat? Nu cred că mai am nimic. Eventual târnă copul ăsta cu siltaci, dar mi-l trebuie mie din păcate, îl aș fi dat. Totuși, hai cu două template-uri și un template din ăsta, două trimuri și un template ca să se facă de netherite când ajunge pe acolo, plus 24 de diamante pentru o armură full. Gata, de aici se descurcă el și eu am treabă în zona asta. Mamă, dar durează ceva să adun toate materialele, că imediat se încheie ziua. Am cumpărat și niște piatră pentru a face un stone cutter și mă pot apuca de construit. În timp ce lucram la fundație am primit și câteva cadouri. În primul rând acest set de armură pe care îl voi da mai departe cuiva care are nevoie. Și pe lângă asta am mai primit o grămadă de chei de la Andre. O zis de vreo săptămână că vrea să mi le dea, însă abia acum am reușit să ne intersectăm. Voi da cadou toate aceste common cheiuri și rare cheiuri, însă voi păstra epicele și superioarele pentru a face un opening pe la final. Poate și o parte din asta rare, nu știu exact, dar vedem. Și am mai găsit câteva lucruri, și anume name-tag-urile astea, printr-o peșteră. Am terminat pe aici ceea ce aveam de făcut și urmează statuia Iron Golemului. M-a prins noaptea lucrând la statuia asta și nici n-am terminat cât voiam. Mai exact a rămas fără teracotă albă. TPA here. Așa, ca să-i dau câteva toteme la băiat, că zicea mai înainte că ar vrea niște toteme și am zis: domnule, dacă tot am foarte multe, să-i dau. Băiatul de mai înainte, ia uite, ăsta e la început, perfect, ia uite unde ajunge această armură. Stai așa, bre, unde fugi? Stai așa că ți le dau astea. Bun, primul lucru, îl omenim, ce să mai, gata, full netherite.
și cât să fie 4 toteme, au zis, domnule, vreau și eu 4 toteme, 4 să fie, bre, unde fugi? 4 toteme, bă, hai înapoi, aoleu, vreau să-i dau și toteme, stai bă un pic, stai puțin, omul meu a fugit, omul meu a zis, domnule, eu plec, stai puțin, gata, ca să-i dau și eu astea, bun. Așa, gata, are toteme, au zis că i-au mai dat încă cineva, dar să fie primit și un pay. Dăm ce am primit și noi, 25.000, da? Primisem 100.000, putem da câte 25.000 la fiecare, plus mai dăm să fie acolo și eventual niște cheițe, da, hai să-i dăm și lui vreo 6 cheițe, să fie cât de cât. Și dis de dimineață mă duc să mai adun niște teracotă albă, după voi termina statuia. Piesa de rezistență, intru aici la blocuri colorate și iau un red glazed terracotta ca să nu mai prăjesc blocul ăsta, îl pun aici și ultimele bucăți de white terracotta, hai să scriem așa rapid, mamă ce-o scris omul, 2 secunde, o și citit, o și zis stone, asta da, până aici, uite asta va fi statuia dacă stau de pe... aici, pentru o secundă am crezut că am făcut capul invers. Pentru o secundă m-am speriat că l-am făcut invers. Arată cam dubios dacă stau aproape, însă de la distanță, cred că l-am făcut puțin cam mic. După niște măsurători, nu l-am făcut prea mic, așa trebuie să arate, însă ar merge aici, poate să scot ăsta. Hai că mă dau puțin mai în spate, nu, n-ar merge să-l scot ăla. Bun, cam așa va rămâne, doar că arată puțin ciudat de la apropiere. Deci dacă mă uit așa sub el, zici că are capul invers, nu știu de ce, zici că e un villager cu capul invers. Bun, acum așa de la distanță arată mult mai bine și ce vreau să fac aici lângă, eventual să mai dau ceva detalii, nu cred că ar fi nevoie. Prin zona asta, doar niște lumini sub carpete gri. Asta ar fi cea mai bună idee. Și atunci vreau să mai terraformizez puțin zona, după mă apuc să trasez căsuțele, de asta am luat mai multă teracotă albă. Un lucru amuzant, în timp ce făceam terraforming, am intrat în peștera de aici și a venit băiatul meu după mine, eu blocându-l. Vai, na, joacă-o pe asta. Deci de asta nu-mi place în momentul în care stă lumea pe la baza mea, că eu îmi fac treaba, nu s-a atent ce fac alții și numai mă trezesc că îl blochez, zice băiatul ajută, ori m-a blocat. Vai, asta este bun, o să continui atunci terraforming-ul și per total începe să arate puțin mai bine, dar tot e cam strâmt aici unde am făcut acest piedestal, mai mult sau mai puțin, acea bază la statuie. Și atunci mai am de lucrat puțin la terraformizarea zonei. Așa arată zona momentan, voi trasa imediat căsuțele și drumurile, dar până una alta am zis să mai pun niște frunze pe aici, pe la statuie. Și de ce nu, dacă tot le-am adunat niște bucăți de mossy cobblestone pe aici, pe acolo, uite niște scări și eventual chiar și câteva blocuri în partea de sus. Am găsit locul perfect de unde mă voi putea uita la bază de fiecare dată și în partea aceea vine încă o căsuță, drumul roată, mai am oricum multe detalii de adăugat și acum aș avea nevoie de un loc unde să vină fermele, dar pentru asta îmi trebuie mai multe frunze, deci dau un RTP și mă apuc de adunat. Ca să fiu sigur că am tot ceea ce îmi trebuie, zilele 56 și 57 le-am petrecut adunând sprus și oak. Ar trebui să-mi ajungă ce am adunat până acum și mă apuc de căsuță, după urmează fermele. Cred că le-am făcut puțin prea apropiate, adică ar mai fi mers vreo un bloc, două în spate, dar asta este acum și interiorul este unul simpluț, nimic foarte complex, dar măcar am două case gata și urmează fermele. Este puțin mai greu în momentul în care trebuie să fac o fermă folosindu-mă de spațiul pe care l-am, adică nu e o zonă dreaptă, e așa pe nivele, însă nu-i imposibil. Am reușit cât de cât, dar în partea asta nu-mi place cum a ieșit, așa că vreau să mai cobor acolo și eventual chiar și aici puțin.
Merge, da, dar apa mai încolo. Și atunci totul e rezolvat, mai am doar de plantat și pus câteva slaburi. Iar ca villagerii să aibă job, le voi pune pe aici câte un composter, hai nu, lângă gard, poate în zona asta? Stai așa, ca să mai aranjez puțin, atât, ar trebui să fie ok și cel de-al doilea composter, aia, lângă gardul ăsta, chiar dacă se leagă între ele, nu e o problemă atât de mare, că, sau nu, în partea asta și după lângă, hai, aer, bam, încă ok, frumos la colecție, dăm la oameni, revenind, ăsta nu vrea, bine, dacă nu vrei, te punem pe tine așa. Iar acum îmi trebuie slaburile pentru a urca dintr-o parte în alta, ca să nu mă tot arunc și atunci în momentul în care mă arunc, vă dați seama, se strică cropurile. Bun, așa ar trebui să fie ok, eventual pe tine să te rezolv și așa rămâne zona. Am niște scări, am mai ascuns din aceste trapdoor-uri și mai trebuie doar să plantez câteva cropuri, dar nu știu, să fac de cartofi sau să fac de grâu? Cred că ar merge niște cartofi. Dar pentru că nu am cartofi, trebuie să cumpăr și nu voi strica prea mulți bani, iau numai unul, după pot cumpăra lejer niște oase, dar n-ar trebui nici asta pentru că am aici câteva. Ăștia sunt ultimii cartofi pe care mai am de plantat și acum, dacă tot am terminat cu plantația, aș vrea un mic gărduleț, pentru că în partea asta, ultima dată era un sniffer și un villager, dar pur și simplu o plecat, i-o fi luat cineva, nu știu, așa că voi face un gărduleț. Acum înțeleg de ce și-a făcut în partea aia băiatul, de ce și-a făcut următorul, ca să nu le iasă animăluțele. Totuși n-o să-mi ajungă lemnul pe care l-am pentru gardul pe care îl voi face, deoarece nu aș vrea un gard din ăsta cât toată protecția, vreau unul care să fie puțin mai diferit și voi merge cu designul ăsta clasic, niște fensuri pe aici pe acolo în vârf, dar cum am zis, e nevoie de foarte mult lemn pentru asta. Pentru că am nevoie de foarte mult lemn să termin gardul, următoarele zile le-am petrecut adunând oak, sprus și lucrând la gard. Deși am muncit atâtea zile, am terminat doar jumătate din gard, iar dacă stau să calculez, nici nu-i jumătate, am mai mult de jumătate de făcut, deși mai am niște oak loguri, sprusul lasă de dorit. Pur și simplu am rămas fără și mai am nevoie pe aici pe acolo de câteva bucăți. De exemplu, am mers pe aici ca să dau cu toporul și ia uite, în partea asta am de ridicat puțin ca să nu poată intra niciun zombie sau creeper de din afară. Bine, zombie și scheleții m-ar deranja cel mai mult pentru că vreau aici o grămadă de villager, o grămadă de animale și atunci n-aș vrea să intre nimeni. Cât timp am lucrat, am mai adunat și câteva cheițe, 5 common key-uri, le pun acolo și vreau o mică pauză, pentru că totuși gardul, statuia, căsuța și ferma sunt de ajuns momentan, mă duc până în end, deoarece nu am un chestplate ca lumea. Am tot ce-mi trebuie în afară de chestplate, așa că mă duc în căutarea lui. Un început promițător, după foarte mult timp de căutat, un chestplate cu protection 3 și unbreaking 3, hai că mai trebuie să fie câteva, nu mai trebuie să fie niciun cover prin partea aia, doar de aici să iau o elitră și am nimerit foarte bine pentru că nu mai am elitre full. Hai, dispar și tu, îi nașpa cu levelele astea mai mari, dar ok, un pickaxe, nimic special și aici nimic în continuare, dar măcar am făcut rost de o elitră, pentru că și cele din backpack sunt aproape distruse, plus acest chestplate. Din păcate, asta e tot ce am găsit, două iteme să-i le dau cuiva cadou și acest chestplate, așa că mă duc acasă unde voi repara în primul rând elitrele, că am câte în total, 3 sau 4? Cred că da, am 4 și toate sunt distruse. Și o să le iau pe rând, prima, a doua, a treia și a patra. Gata, toate elitrele sunt rezolvate, pot pune anvil-ul înapoi în backpack și o elitră pe mine. Iar acest chestplate îl voi face de netherite, doar că nu am netherite, așa că voi cumpăra foarte repede unul, că din ce am văzut e doar $300 bucata.
Așa că, ia uite, am în sfârșit chestplay de Netherite, însă nu știu exact ce template să folosesc pe armură. Mă mai gândesc până construiesc prin părțile astea, chiar aici aș vrea să fac o zonă pentru văcuțe. Chiar dacă va fi puțin mai strâmt drumul până la zona cu văcuțe, zic că merge, însă mai am nevoie de sprus, așa că l-a adunat. Până la urmă am decis să-l fac chiar puțin mai mic pentru că era mult prea mare și nu-mi dădeau mărimile, plus să ai un grajd mai mare decât căsuțele nu dă bine, așa că l-am făcut la mărimea asta. Acum da, ar merge dacă las baloții aia și mă duc la magazin pentru a cumpăra câteva ouă de văcuță. Ia uite, numai 500 bucata, hai că o să cumpăr 4 atunci și dacă vă pun așa ieșiți, nu cred că pot să iasă prin partea asta, mai ales dacă nu le înmulțesc. Cam multe 4, însă, dacă sunt prea multe, hai că te scop pe tine și pun balotul ăsta așa, gata. Acum n-ar mai trebui să aibă probleme, eventual ar fi mers niște podzol pe aici, dar nu am. Dacă îi să cumpăr, cât m-ar costa? Nu de alta, dar din păcate, ia uite, podzol, numai 70 bucata, hai că 5 blocuri nu strică. Nu am silk touch pe lopată, așa că nu prea pot face nimic, deci trebuie să cumpăr podzolul ăsta. Și gata, așa va rămâne, iar cu lemnul pe care îl mai am, voi face continuarea gardului. Zona asta mănâncă foarte mult lemn pentru că nu pot face zidul micuț, trebuie să-l înalți puțin, adică înțeleg, am făcut zidul ăsta doar ca să nu iasă din interior spre exterior, dar nu-l pot lăsa micuț, să zici, bun, două blocuri ajung și atunci automat nu mai iese nimeni. Trebuie așa puțin mai mare, ceea ce înseamnă că mă voi apuca să cumpăr tot lemnul de care am nevoie ca să nu mai pierd atât de mult timp. Pe bune că în tot timpul ăsta puteam cumpăra 9 stack-uri de lemn cu doar 6.000 de dolari. Vai, dacă știam mai devreme, nu pierdeam atâtea zile să tai copaci. Pentru că, sincer să fiu, am mulți bani. Chiar dacă mai am de dat vreo 50.000 dintre ei cadou, tot îmi ajung pentru ceea ce îmi trebuie. Aparent mi-am dat și eu seama că pot cumpăra lemn abia la final, însă nu e atât de rău, se putea și mai rău, pur și simplu să îmi dau seama de treaba asta că lemnul e ieftin după ce termin, deci tot am economisit puțin timp, însă va dura destul de mult până decojesc tot lemnul ăsta. Sper că am decojit tot gardul și... Da, n-am decojit-o gardul, mai rămân pe aici, pe acolo. Pur și simplu crezi că le-ai decojit pe toate și dacă dai o tură mai găsești câte un bloc rămas. Da, acum ar trebui să fie totul ok și dacă dau o rachetă din partea asta, cam așa arată zona. Aici pot spune că am lăsat un spațiu în care probabil voi face un watchtower, ceva în direcția respectivă, că altceva nu prea mai, nu prea are spațiu să intre pe aici și văzusem ceva, ia uite că se distrează cineva în partea asta, cine-i Florin, păi arată bine, arată drăguț, îmi place. Și mai văzusem aici, parcă asta nu era ultima dată, ia uite că se distrează băieții prin părțile astea, chiar îmi place, mai ales așa cu hobbit hole-urile astea, sunt foarte drăguțe, dar durează mult până reușești să faci terraforming-ul și după ce am terminat acest gard, cred că ar merge o pauză. Așa că am golit inventarul, iar din această parte voi lua 16 rare key-uri, 12 epic key-uri, un superior key și eventual hai 16 common key-uri. Deci pe astea le voi deschide acum, facem un imens chest opening. Crate opening, pardon, nu mă băgați în seamă și hai, din 16 common crate-uri am făcut rost de 2 târnăcoape, o sabie, 2 șulcăre, 2 epic key-uri, un rar key și bănuți plus coin-uri. Acum hai la astea rare. Din rare key-uri am avut mega mult noroc, am 700 de bănuți și 325.000 de dolari, plus niște netherite, niște gold, diamante, nimic special, dar am 2 random tool skin-uri pe care le voi deschide imediat, dar am aici încă 14 cheițe epice care mă așteaptă.
Am avut ceva noroc, multe minereuri, o elitră și bănuți plus coinuri, iar din aceste două superior key-uri am norocul să-mi dea un alt superior key. Asta da, bun, 32 de blocuri de fier, vai, mă doare, și un bloc de netherite din nou, mă doare, ar fi mers orice altceva, nu știu, o sabie era extraordinară. Sau un random tool skin, netherstar-ul ăsta, cam scârție, deci cred că aș fi mers pe o sabie sau chiar un chestplate, că nu am un chestplate ca lumea ăla cu protection 3 și unbreaking 3, nu știu, e cam vai de capul lui. Și aceste două random tool skin-uri, ce zic, primul mud sword și celestial sword, deci hai să vedem, slash tool skins, așa, la săbii care e aia de mud, bun, dacă o pun pe asta... da, să putea și mai rău, sincer. Și care aia celestial, asta albastră? Păi merge, sincer, asta chiar îmi place cum arată. Un skin foarte bun și cu bănuții îmi voi lua upgrade la backpack. Stai să iau și reward-urile, n-am luat ăsta daily, ăsta, mă rog, ăsta de oră, ăsta de o zi și ăsta săptămânal. Cheițele le voi da cadou, elitra la fel și din lingouri, iar la coin shop vreau să-mi iau backpack, da? Îl am pe ăsta de aur, acum voi cumpăra de diamant și de netherite, rămânând cu 81 de bănuți. Da, acum backpack-ul așa arată, ăla-i bă băiatule, uite ce bine arată acum, trebuie doar să aranjez lucrurile prin el. Am aranjat toate minereurile și dacă deschid backpack-ul cam așa arată, iar dacă am atât de mulți bănuți vreau să folosesc din ei. Mă duc aici la Mob Drops și cumpăr un stack, iar în partea asta la farming voi lua un stack de sugar cane. 5000 s-o dus, nu mai contează, ce să mai, domnule, ne permitem acum. Ar mai trebui oricum să am niște sugar cane pe aici și zicea cineva în chat că are nevoie de o protecție, așa că având atât de mulți bani vreau să mai dau din ei jucătorilor. Am luat o protecție de 25x25, iar apoi am zis să dea TP. Hai că vine în partea asta, ia uite, șosetuță, poftim protecția și să-ți mai dau ceva dacă toți suntem pe aici. O sabie rară, un târnăcop, o elitră și eventual niște cheițe plus ceva toteme. Hai că mai vreau să-ți dau și astea ca să le ai. Până la urmă să fie un pic de ajutor, dacă eu am primit ajutor la început, primesc și ei. Eventual, ia uite, și rachetele astea, dacă tot i-am dat elitră, iar eu îmi mai iau din backpack, gata. Crești mare, am rezolvat și mă ocup de alte lucruri, pentru că mai am aici de lucrat la sătuc și în sfârșit... că îi gata zidul, pot cumpăra de la unde Smobags un sniffer spawn egg. Aoleu, stai, nu l-am cumpărat? Pentru o secundă credeam că l-am luat. Sniffer, gata, unul singur. Bun, nu mai dispare snifferul, nu mai are unde merge. Și văzusem pe la licitații două d-astea, da? Două villager spawn egg-uri, 2500 bucata, le cumpăr clar și cam atât. 12500 pentru Silence? Nice, chiar foarte bine. În rest nu prea mai am ce cumpăra, deci rămân doar aceste două ouă și mai am unul aici. Da, în total 3 villageri, eventual chiar îi pot pune acum. Nu cred că au ce să pățească. Gata, am pus cei 3 villageri, să duc ei să-și ia profesii de unde vor. Ia uite, ăsta-i toolsmith. Ăsta la alt, nici nu știu unde s-a dus. Da, vă plimbați voi pe aici. A, uite, ăsta merge să fie fermier. Foarte bine. Și acum mă voi ocupa de niște copăcei. Iar pentru că am folosit pe jos la tufișuri oak leaves, voi face niște pin din ăștia folosind spruce leaves. Partea cea mai neplăcută e că nu pot pune berry-uri pe aici decât rosebush-uri și niște oak leaves, pentru că o să ia damage gușterii ăștia. Să bagă, n-au niciun stres, văd berry, zic, băi, mă bag prin el, după o să mă trezesc că nu mai am niciun villager când mai intru.
Chiar dacă am terminat doar un colț din sat, încet încet prinde contur această zonă și în partea asta cred că mai am de adăugat doar niște mossy carpeturi. Hai că mă duc până la magazin și la decorație, ar trebui să fie 20 bucata și dacă vreau, mai bine cumpăr 12 bucăți să fie acolo. Și eventual ar merge chestia asta, bam, cel mai simplu, chiar dacă se vede puțin, nu știu, glowstone, hai că mă duc și adun glowstone, ce să mai, nu mă zgârcesc acum la încă 10 minute de adunat glowstone. Noroc că am târnăcopul ăsta cu siltaci și m-am teleportat fix lângă niște glowstone. Hai că uneori am noroc cu random tipiul ăsta, dar mai ales momente în care mă dă total pe lângă. Am terminat de iluminat pe lângă statuie și ziduri, iar acum am o problemă, mai exact, sunt 3 villageri în sat și doar 2 case, așa că următoarele 2 zile le-am petrecut planificând fiecare loc pentru viitoarele case. Momentan am trasat doar atât pentru că nu apuc mai mult să termin până la ziua 75, dar ca o scurtă prezentare în partea aceasta voi scoate toți cartofii și voi muta acolo, aici plantez morcovi, lângă va veni ferma de grâu, aici o mică zonă, un mic țarc pentru oi, niște tarabe care tot așa nu cred că apuc să le fac astăzi pentru că aici mai am de făcut încă 3 căsuțe. Zis și făcut, am luat blocurile de care aveam nevoie și m-am apucat de cele 3 case. Pot spune că acoperișul ăsta e destul de complicat, nu extraordinar, dar nici nu-l poate face chiar oricine. Deci vine în felul ăsta, așa, după care trebuie să îl continui, deci sunt 3 cu 3 pentru fiecare gemuleț. După aici se continuă ceva de genul și acum în partea de sus plus trebuie să le mai unesc acolo jos. Hai să vină ultimele două slaburi aici și în partea de jos parcă am demers în felul ăsta. Gata, am terminat acoperișul și automat cele 3 căsuțe. Deci asta e din spruce, am zis domnule, hai să mai schimbăm puțin. În partea asta am una de oak și aici încă una de spruce. Cam așa arată, iar dacă îi să mă duc puțin de la distanță, momentan începe să prindă viață și după ce pun 3 paturi, voi mai putea cumpăra câțiva villageri, dar nu o să mă ocup de asta acum pentru că fermele nu se fac singure. Da-și bat joc, bă, vă bateți joc, pă bune, ia uite, de fiecare dată când vin, trebuie să fie pe aici niște cropuri stricate. No, ia uite, bravo tată, cum să nu mai stricați așa, cum să nu, că eu de asta nu vă plătesc, ca să-mi stricați cropurile. Ia uite și ăla acolo, aoleo. Veste bună, am mutat cartofii în partea asta și am terminat ferma, mă rog, într-o ordine diferită, dar se înțelege. Însă, vestea proastă, dacă mă duc aici la farming, nu pot cumpăra morcovi, nu înțeleg de ce. Unde ar trebui să fie, dar nu-i pot cumpăra, nici la decorațiuni să zici că vor fi ei puși prin altă parte, oare aici să găsesc, nu. Deci pe nicăieri nu găsesc morcovi, nu știu exact la mob drops, nici în zona asta. Băi, unde-s morcovii? Asta este acum, dacă nu găsesc morcov, mă ocup de ferma de grâu. Am aflat un lucru genial, pot cumpăra bone meal mult mai ieftin decât aș cumpăra oase, așa că de acum iau direct bone meal. Ce mă mai interesează acum ar fi să termin de plantat grâul aici și sunt gata. Dacă zbor puțin și mă întorc, așa arată momentan sătucul, îmi place cum a ieșit zidul, îmi place cam tot ce am făcut astăzi, însă arată foarte ciudat aici fără morcovi, voi afla eu până data viitoare de unde fac rost de ei.